Valeria Borza a fost condusă pe ultimul drum acasă la Caransebeș. A murit departe de țară, în Franța, ucisă de boală în doar 2 zile. Nu a mai apucat să-și vadă familia de sărbători. Sute de oameni s-au adunat și au alăturat cortegiului funerar și au adus un ultim omagiu. Au curs lacrime amare peste trupul fără viață al Valeriei Borza. Sute de oameni în Caransebeș au condus-o pe ultimul drum. O campioană mereu mândră de locul în care s-a format ca om. E o mare, o mare pierdere. O sportivă mare, o jucătoare prin excelență, o luptătoare. S-a stins fulgerător, la fel cum trimitea cândva mingea peste fileul mesei de ping-pong. Destinul i-a dat o lovitură pe care medicii n-au mai putut-o para. La nici 30 de ani, Valeria a fost răpusă de o bacterie. Ținea ascuns în ea tot ce... Nu-i plăcea să se plângă la nimeni, nu-i plăcea să știe nimeni problemele. Nu s-a putut ascunde de soartă. Fica de suflet a Valeriei, o tenismenă pe care o luase sub aripa ei în Franța, simte că și-a pierdut cel mai mare sprijin. I-am zis du-te la doctor și a zis că nu merge la doctor pentru că mă doare decât spatele. Mi-a fost foarte aproape ultimele luni. Se va întoarce singură în Franța, la fel și iubitul Valeriei. J'ai fait le déplacement aujourd'hui pour respecter sa mémoire. Campioana va rămâne în inimile tuturor celor care au cunoscut-o. Poate de nota 200 a fost și ca lumea și cu mince și la locul ei a fost. O fată minunată. Asta e viața nedreaptă. Pentru fiecare clipă în care i-a făcut mândri, Valeria a primit un omagiu. Iar pentru memoria Valeriei, această sală în care a participat pentru ultima oară în fața publicului va purta numele Valeriei Borza.